Așteptările noastre, cred că și ale dumneavoastră, au fost depășite, după cum bine știți, în perioada 17 februarie-17 martie. S-au depus solicitări cu privire la intrarea în Programul Național de Dezvoltare Locală. Într-adevăr, cel mai popular program, accesul în program cel mai facil, deci nu cred că există vreun program în țara asta mai ușor de accesat decât PNDL-ul. O pagină, da? Ce am constatat? Că nici pagina aia n-am reușit să o completăm corect. Am transmis și cred că sunt dintre dumneavoastră colegi care au fost sunați să-și refacă anexa 3, că au greșit sume. Deci a existat tot interesul din partea Ministerului să nu se respingă nicio solicitare de pe PNDL. Am ajuns la peste 12.000 de solicitări cu un buget de aproximativ 70 de miliarde de lei, deci peste suma alocată. Am identificat solicitări de electrificare, am solicitări de alimentări cu gaze, solicitări de împrejmuire, cimitire sau realizare cripte. Nu vă supărați, aceste obiective nu sunt eligibile. Deci asta va fi prima etapă. Se vor elimina aceste solicitări neeligibile. A doua etapă la care se lucrează în acest moment, vom identifica acele proiecte care sunt incluse, vă dau un exemplu, alimentări cu apă și canalizare, incluse în master planurile de apă și canalizare care au finanțare asigurată în programul de infrastructură mare. Niciun proiect care este inclus în POIM nu va primi finanțare în PNDL.